astăzi să mă aflu în această ipostază mai puțin confortabilă, ca să spun așa, pentru mine, în prezentarea unei lucrări, mai ales când am aici, avem aici în sală doi cercetători, Ion Duminică, care este unul dintre cei mai apreciați cercetători pe care avem, și Bogdan Chiriac, această emergență romă în cercetare, pe care eu de asemenea îl admir foarte mult. De aceea am să vă rog să fiți îngăduitori cu un om care nu a făcut și nu face, nu face cercetare. Și acum să vă spun un pic despre mine. Sunt Nora Costache, sunt lucrez, sunt coordonatoarea Centrului Național de sunt coordonatoarea programului editorial al Centrului Național de Cultură a Romilor. Pentru astăzi, atunci când l-am rugat pe Vali Negoi să particip, i-am mulțumit foarte tare și m-am gândit să am aceste 10 minute, sper să nu fie mai mult, că deja introducerea cred că a luat 2-3 minute. 10 minute de parcurs. Așa, să am un fel de foaie de parcurs, o foaie de observații istorici, să-mi spună dacă m-am exprimat corect, așa. O foaie de parcurs, să zicem, a modului în care a fost, a fost utilizată, ca să zicem așa, limba romanii în articularea identității rome. În lucrare am vorbit despre, am folosit terminologia tehnică, limba de lucru, și aceasta este chiar așa, este o terminologie specifică conferințelor, specifică documentelor internaționale, care în mod, cum să vă spun, ca un protocol de organizare a unor conferințe sau de scriere a unor documente, sunt responsabile să scrie la sfârșitul documentului limbile de lucru puse la dispoziție în acel moment, în elaborarea sau în organizarea evenimentului. Nu vreau neapărat, ce aș vrea să vă prezint astăzi este această evoluție, dacă există o evoluție, am zis, este o foaie de parcurs, observarea acestui instrument de lucru, așa cum l-am perceput eu în anii 90. În anii 90 am început să devin un activist în mișcarea romă, cunoscându-i pe Vasile Ionescu, care făcea pe vremea aceea ziarul Avena Mența, și apoi pe domnul Nicolae Gheorghe, cel care avea să devină pentru noi liderul moral, ca să zic așa, cum îmi place să-l denumesc, liderul moral care rămâne al mișcării rome. Dincolo de militantismul, dincolo de sociologul Nicolae Gheorghe, este liderul moral al mișcării rome. Bun. Foarte pe scurt, voi face un recurs punctual la istorie despre limba romanii. Ne-am întâlnit cumva în experiențele noastre, discuțiile pe care le-am avut în documentele studiate ca limba țigănească, la un moment dat, da? Poate ne-am întâlnit și în acele studii făcute de, la fel, generația tânără de cercetători sau generația de dinainte de 1989, în care vorbesc despre, în acele documente din timpul sclaviei, în care undeva în secolul, dacă mi-am amintesc acum bine din memorie, secolul 14-15, cercetătorii sunt aici, eventual îmi pot da niște sfaturi, observăm acolo, în acele documente, în traducerile din slavonă, niște câteva nume de care au o conotație în limba romanie. Nu sunt foarte multe, cel puțin documentele, cum se spune, documentele disponibile la momentul ăsta și care au fost publicate, dar sunt câteva nume. Pe măsură ce avansăm către perioada secolului 17, 18, 16, 17, 18, acestea dispar, numele devin nume de stăpâni, de boieri, de așa, da? Apoi avem acele documente despre limba romaniei care s-au aflat din vest, da?
Avem la fel câteva referiri ale pelerinilor în țările române care vorbesc din nou de romi, de sclavii romi și de situația lor precară și așa. Dar aș face referire și Valentin Negoi a menționat aseară, Valentin Negoi, profesorul Valentin Negoi a menționat aseară despre Dimitrie Cantemir. Poate că ar fi bine să subliniem și astăzi, iată, anul ăsta sunt 300 de ani de la 350. Poftiți? 350. 350 de ani. Prin urmare, există în descrierea Moldovei, așa cum a fost ea publicată, descripție o Moldavie, dacă nu greșesc. Da. Există acolo un capitol în care spune, parcă, din memorie din nou vă spun, despre alți locuitori ai Moldovei. După ce face o prezentă, mă rog, celelalte straturi și radiografia din acele vremuri a țărilor a Moldovei. Și acolo spune, foarte repede, sper să reușesc să spun, face referire la limba română, spune că sunt și alții și că au o limbă a lor pe care nimeni nu știe, dar mai spune ceva, nu știu dacă în acest capitol, în care spune, adaugă niște trăsături care, după părerea mea, marchează deja mentalul colectiv al acelei, al acelor vremuri, dar și al eruditului istoric, pentru că era un om care cunoștea foarte multe limbi străine, printre care turca, persana, iraniana, foarte multe limbi străine. El spune că nu cunoștea acea limbă și că, după ce spune că se pricep la fierărit și o altă ocupație, spune că acești oameni sunt leneși, sunt puturoși și iată ce schizofrenie, ca să zic așa, între două abordări de raportare la aceeași, să zicem, populație sau la același grup, da, de oameni. Odată aveau o delimitire și tot în acel context spune că sunt puturoși și toate celelalte pe care noi le-am interiorizat de-a lungul vremii. Mai am 3 minute, ce să spun? Ar trebui să vorbesc totuși despre 1971. Am fost aici la Ion Duminica, am fost aici tatăl nostru tradus în limba romani în perioada interbelică, deci nevoia de a traduce în limba romani, ceea ce înseamnă că era o nevoie de a ne adresa unei audiențe rome, care, dacă era în limba romani și mai ales tatăl nostru, o rugăciune pe care o spunea orice creștin și o spune orice creștin, iată, era nevoie să fie în limba romani, ca acel mesaj să ajungă unde? La o audiență care, vorbitoare de limba romani. Trecem mai departe și ajungem în 1971, un salt mare am făcut, dar apropo de congres, ne ducem în 1971, Londra, sătucul acela de lângă Londra, în care, printre altele știm toată lumea, dar aș vrea să mă opresc un pic asupra GLMGL. Din punctul, analizând imnul, observăm aici, poate pentru prima dată, o raportare a romilor prezenți acolo. Au fost romi din Rusia, au fost romi din Franța, au fost romi din Germania. Vedem acolo o raportare la istorie și anume, în afară de acești gelem-gelem, da? Și romilor, de unde veniți, unde vă de unde veniți, de unde sunteți, da? Vedem acolo o raportare la istorie și anume la istoria despre, despre Holocaust. Da? Viman sasma iec bari legia, mundar, viman sasma iec bari familia, mundar de la iec bari legia. Deci avem o primă raportare, da? Faptul că apare un imn al romilor și că este creat, că este adoptat alături de celelalte două simboluri, ne arată interesul romilor pentru identitatea romă. Și tot atunci se vorbește despre o națiune romă, da? Despre o națiune romă. Istoricii, colegii noștri sunt aici, știu foarte bine, poate ne spun într-o altă ocazie acel context al formării națiunii rome, al situației victimelor Holocaustului care urmau să fie recunoscute. Mai am un minut. Ce să spun într-un minut? O să spun așa, de la 1971 la Nicolae Gheorghe, anii 1990, când
pune pentru prima dată în subsemnul întrebării documentele internaționale care se refereau la cuvântul rom, la populația de rom și anume țigară. Și atunci introduce, și este un proces, introduce în documentele internaționale încă din 1990 cu rezoluția de la Copenhaga, dacă nu mă înșel, prima rezoluție, introduce cuvântul de rom ca și denumire a romilor. Urmează apoi numeroase instituții, cum este, a fost Consiliul Europei, apoi Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, acum pe repede înainte, probabil că îmi scapă foarte multe lucruri, dar mă opresc la două mari documente pe care liderii rom, Nicolae Gheorghe, Juan de Dios Ramirez, Ruth Kokavcinski, vorbesc de lideri rom care au fost activi la nivel internațional, în întâlnirile internaționale care au hotărât, să zicem așa, un cadru de protecție al romilor ca minorități naționale sau ca minoritate europeană. Știm că s-a operat cu aceste denumiri, minoritate europeană, minoritate transnațională, minoritate fără teritoriu. Bun, și sunt două documente, sunt mai multe, sunt declarații ale summiturilor rome, ale congreselor organizate de Romania. Este vorba de un document elaborat de Nicolae Gheorghe și pe care l-a dorit și în limba romanii. Este vorba către o națiune romă cu sub întrebarea: vor romii o națiune romă? Acest document a fost tradus, scris pe alocuri fragmente și tradus după aceea în întregime în limba romanii pentru a fi prezentat la Congresul al VII-lea de la Zagreb și apoi la Sibiu, la Congresul de la, la Congresul al VIII-lea de la Sibiu. Un alt document foarte important, documente care stau la baza fundamentelor, astăzi vorbim despre definirea georgianismului și fundamentele identității rome, noi considerăm că aceste două documente, care s-au adresat în același timp în limba engleză, în limba țării în care a avut loc evenimentul și în limba romanii, sau poate ar fi fost bine să spun în limba romanii la început, aceste documente marchează fundamentele pe care Nicolae Gheorghe, contururile identității sau conștientizării noastre ca rom. Sunt aproape de final. Am făcut, cum am spus, o foaie de parcurs. M-am oprit puțin, am dat câteva informații. Mi-aș dori să articulăm mai bine acest aspect al limbii romanii ca instrument de lucru, dar ca instrument al definirii noastre ca grup etnic, ca minoritate sau ca națiune, da? Dacă vorbim despre un proiect de viitor, despre fundamentele națiunii rome, și am văzut că există această tendință, tinerii se întorc, chiar dacă nu s-a mai vorbit în familie, tinerii se întorc și vorbesc și caută să înțeleagă și să vorbească limba romanii. Descoperind aceste lucruri, observând că avem de-a face noi înșine, la rândul nostru, am devenit niște oameni eliberați atunci când am înțeles cine suntem, am înțeles despre ce este istoria noastră și care este responsabilitatea noastră în timpul pe care îl trăim. Eu vă mulțumesc foarte mult!